Bun găsit! O zi plină de evenimente politice și de scandaluri politice în coaliție, iar în doar câteva minute va începe plenul reunit al Parlamentului, plenul în care Nicolae Marcel Ciolacu alături de miniștrii săi își va asuma răspunderea pe acest pachet fiscal bugetar. A fost o zi foarte agitată cu scandaluri, așa cum vă spuneam, pentru că s-a discutat astăzi despre amendamente. A fost ziua amendamentelor. Până la ora 13 partidele au fost nevoite să depună amendamente la acest proiect de hotărâre de guvern și un amendament care a stârnit controverse a fost legat de pilonul 2 de pensii. Asta pentru că a apărut pe acea listă de amendamente o propunere venită de la Ministerul Finanțelor, de la un secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Nu știm încă de cine a asumat, însă acel amendament prevedea faptul că pilonul 2 de pensie devine facultativ, iar acest aspect a stârnit un întreg scandal între PNL și PSD, pentru că niciunul dintre partide nu și-a asumat această informație și fiecare lider de partid spunea că nu știe despre acest aspect. Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu, în urmă cu puțin timp, declara că nu s-a discutat niciodată, nici măcar în coaliție, despre desființarea pilonului 2 de pensie sau despre transformarea acestuia într-un pilon facultativ și menționa că nu s-a discutat, dar nici că va mai exista vreo discuție pe această temă. Niciodată în coaliție, niciodată eu sau domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit de vreun amendament la pilonul 2 de pensie. Asta am închis. Dar așa nu această discuție. Vă repet. Cine și-a asumat amendamentul la Ministerul Finanțelor, domnule premier? Ați avut această discuție despre naționalizare? Niciodată. Înseamnă niciodată. Înseamnă nici măcar acum o lună, nici alaltă. Deși Marcel Ciolacu susține că niciodată nu s-a discutat în coaliție despre această temă, în urmă cu puțin timp, ministrul finanțelor Marcel Boroș a precizat că în urmă cu o lună de zile PNL și PSD au discutat în ședința coaliției despre pilonul 2 de pensie și anume ca acesta să devină facultativ. Dar spunea ministrul finanțelor că au fost multe argumente împotriva acestei idei, drept urmare au renunțat la această variantă și că nu înțelege de ce astăzi a apărut acest amendament. Spunea ministrul finanțelor că nu știe nici de dacă secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, o colegă de-a sa, practic, a depus acest amendament și l-a trimis unui coleg, pentru că, așa cum menționam, un parlamentar sau un partid trebuie să își asume amendamentul. Drept urmare, Marcel Boloș spunea că nu știe cum a ajuns acel amendament pe lista și pe masa guvernului. Însă, în cele din urmă, amendamentul a fost retras și au rămas celelalte măsuri fiscal-bugetare. Iată că, în acest moment, în plen începe să se discute despre măsurile ce urmează a fi implementate și vorbim aici despre eliminarea facilităților pentru angajații din construcție, din agricultură și IT. TVA-ul de 5% devine de 9% pentru anumite produse și TVA-ul de 9% crește la 19% pentru alte produse. De asemenea, astăzi au fost acceptate și două amendamente ale UDMR pentru ca UDMR să nu semneze moțiunea de cenzură. A venit cu o listă de amendamente, iar Marcel Ciolacu a acceptat două dintre ele și anume să fie eliminat pragul de 2,5% pentru cultură, pentru că vorbim despre un prag de 2,5% pe care primăriile și administrațiile locale practic trebuie să le respecte în ceea ce privește banii alocați către cultură. Iată că acest prag a fost eliminat și de asemenea nu vor mai fi comasate instituțiile din cultură care au mai puțin de 50 de angajați. Pentru aceste două amendamente acceptate în proiectul guvernului, este foarte posibil ca UDMR-ul să nu semneze moțiunea de cenzură și atunci cel mai probabil nu vom avea nici o moțiune de cenzură în următoarele 3 zile.